Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Șef la tine în bucătărie. Așadar, suntem în bucătărie la Hanul Bărăției, alături de gazda noastră, Mihai Ghinea. Bună ziua, bine v-am Bună găsit! Bună ziua, bine ați venit! Și alături de o interpretă a muzicii populare, o interpretă îndrăgită de noi, de aici din Argeș, chiar din Câmpul Lung. Și mă bucur tare mult că și-a făcut timp să vină astăzi în bucătărie să gătească pentru dumneavoastră, Florii Caftaliu. Bună ziua, doamnă, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mă bucur că sunt invitată și sunt aici alături de dumneavoastră. Bucuria este împărtășită și de noi. Sunteți îmbrăcată foarte frumos și nu pot să trec peste acest aspect. Înainte de a trece la rețetă și de a prezenta ceea ce vom face astăzi, vreau doar să-i spun doamnei că arată foarte bine și costumul este minunat, este vechi. Foarte vechi. Toate sunt vechi. Toate sunt vechi. Da. Și vă place să purtați costum popular? Îmi place întotdeauna să am pe mine costume tradiționale la care țin foarte, foarte mult. Unele sunt cumpărate de mine de când eram copil, altele dăruite, altele date pur și simplu. Primite să le, da, primite în dar, da. Domnul Ghinea, aveți acasă costum popular bărbătesc, evident. Da, chiar am. Chiar să știți că am o cămașă, chiar îmi spunea mama că de la o generație, la un vecin, o generație, era a treia generație care a fost gineri în cămașa aceea. Cred că într-o zi bun, o să deci este valoroasă. Atunci vă invit să veniți în bucătărie la dumneavoastră, într-o zi îmbrăcat așa îmbrăcat cum... Îmbrăcat în costum, într-o cămașă... Cum îi stă bine mușteleanului. Ce vom găti astăzi, doamnă? Astăzi vom face o plachie de pește. La care avem nevoie deci de un pește de aproape un kilogram, poate și mai mult. Avem nevoie de doi ardei grași roșii, doi ardei grași verzi, ceapă, roșii, lămâie, pătrunjel, ulei de măsline, un pahar cu vin, piper, foi de dafin și usturoi. Câteva ingrediente pe care le avem și noi în bucătăria noastră, da. Dar ingrediente care vor da, în primul rând, culoare și, evident, gust. Da. Și vom mai face și o mămăliguță la sfârșit, ca să fie meniul complet. Da. Am uitat să spun și sucul de roșii. Și sucul de roșii. Avem câteva ingrediente pe care le vom folosi cu mare bucurie, pentru că ingredientele acestea sunt o adevărată sănătate pentru organism. Da, gătiți de obicei? Se numește o rețetă tradițională. Așa cum făcea și bunica și mama și eu întotdeauna fac acasă această rețetă. Împărtășiți din experiența. Peștele, după cum știți dumneavoastră, peștele este mult mai sănătos decât orice altă carne. Cu siguranță. Se gătește și repede și ușor. Da. Haideți să vedem cu ce începem. Păi luăm peștele și îl curățăm. După aceea îl feriem puțin, îl condimentăm și îl dăm deoparte. Hai să începem. Asta sunt... De obicei, ajutor de bucătar. Ca de obicei, este mâna noastră dreaptă, domnul Ghinea. Deci, decât îl crestăm puțin. Da, îl crestăm puțin, îl condimentăm și îl dăm deoparte. Evident că înainte de asta a fost eviscerat și curățat de solzi. Curățat de solzi. Îi mulțumim domnului. Ne-a ajutat și întotdeauna ne ajută. Și mai mult de atât, ne primește în bucătăria dumnealui și ne pune la dispoziție tot ceea ce ne trebuie. Da. Spuneți-mi despre dumneavoastră, cam cât de des gătiți? Poate și în fiecare zi. Vă place să mâncați mâncare gătită? Numai mâncare gătită. Și mâncare făcută de mine și cât mai simplă și mai tradițională. Adică nu sunt cu fripturi la cuptor, prăjeli și alte minuni, având în vedere că eu am avut niște probleme de sănătate și... spun la toți cei care se uită, toți telespectatorilor, să folosească cât mai mult pește, pentru că este mult mai sănătos. Da, mai ușor și mai sănătos, da. Aveți dreptate. Da. Mâncăruri din copilăria dumneavoastră le aduceți în atenție și acum pentru nepoți? Da, sigur că da, și la copiii mei și la nurorile mele le spun să gătească nu la fel ca mine, dar să încerce să folosească cât mai cum să vă spun, cât mai dietetice să fie... Cât mai ușoare. Cât mai ușoare, da. Am înțeles. Ce nu ați mâncat niciodată? Păi, nu aș mânca niciodată, am mâncat, dar de acum încolo nu aș mai mânca niciodată carne prăjită, de exemplu. Carne prăjită. Da. Sau ceapa, ceapa să nu fie prăjită. Facem, într-adevăr, o ceapă un pic călită, dar imediat punem și puțină apă. Da, să nu fie prăjită deranjeze la stomac. Am înțeles. Deci prăjeli, eu nu sunt cu băuturile, cu fumatul. Da.
aveți un stil de viață ceva mai sănătos sau mai liniștit? Cât mai multe verdețuri, fructe, legume, astea sunt mult mai sănătoase și eu mă simt mult mai bine de când consum aceste alimente. Bun, am condimentat peștele, mergem la următorul pas. Luăm ceapa, o curățăm, o feliem. Peștele îl lăsăm deoparte, acolo să se macereze. Ceapa, să luăm un... Ca de obicei apelăm la domnul Ghinea, pentru că noi, doamnele, vrem să nu plângem în această emisiune și lăsăm pe dânsul să taie ceapa. Ori plângem, alteori nu plângem. Ca să nu plângem de la ceapă, să plângem din alte motive, dacă se poate chiar de bucurie. Nu, mai bine să plângem de la ceapă, să nu plângem din alte motive. Din motive de bucurie. A, de bucurie, da. Sigur că da. Am înțeles, îl lăsăm să o, să o taie. Da. Julien, spuneți. Da, Julien, da. Cum este domnul Ghinea? Sunt aspectoase. Dacă eu pot să pun mâna pe cuțit și să fac... Vreți să tăiați și dumneavoastră? Sigur, este rețeta dumneavoastră? Vă las să faceți ce vreți? Da. Deci vă rog. Tai și eu acolo o ceapă ca să fie aici ajutorul. În regulă. Se zice că sper să mă descurc cu cuțitul. Nu este chiar așa de greu să gătești și să pregătești tot ce trebuie pentru rețetă. Să gătesc, să știți, și atunci când am și alte probleme, mai bine prefer să gătesc decât să stau să jelesc sau să mă uit la televizor. Vă ocupați timpul în acest fel? Sigur că da. Ce vă... Și le-am făcut... da, o să le fac pe celelalte. Se întâmplă pentru că ne-au luat emoții. Ca acasă. Ce vă cer nepoții să le gătiți cel mai des? Prăjituri, în general. Deci faceți și deserturi? Fac și deserturi, sigur că da. Și cam ce faceți? Ce ne puteți spune și noi? Negrese, plăcintă cu mere, că e mai sănătoasă. Tot pe tradițional. Cu creme, da. Budinci cu brânză și smântână, cu stafide, cu... Da. Așa. Îmi pare rău că am stricat-o pe aceasta. Nu se vede, se vor amesteca și nu se va simți. Da. Plus că nu cred că este greșit. Mai spuneți-mi despre dumneavoastră, în ultima vreme, ce ați mai făcut și mai mult de atât, pentru că am spus că sunteți o interpretă, aș vrea să-mi spuneți unde vă place să fiți mai mult pe scenă. Bineînțeles că pe scenă îmi place cel mai mult să fiu, pentru că atunci când sunt pe scenă eu uit de orice problemă a vieții și vreau să vă spun că, având în vedere că în viața mea am avut foarte multe probleme, cântecul m-a ajutat foarte mult. Deci în momentul când mă urc pe scenă uit de toate, cânt, mă simt bine și nu că uit ce s-a întâmplat, dar mă simt mult mai bine. Muzica este ca un pansament. Sigur că da, doctorul, cum se spune, doctorul sufletului. Așa este. Da. Sper ca până la finalul acestei emisiuni să ne cântați și noi câteva versuri, așa să avem și noi un pansament la suflet. Cu mare plăcere. Vă las acum doar să gătiți și rezervăm câteva minute și unui cântec. Ziceți, domnul Ghinea, cum vi se pare rețeta? Rețeta... Se poartă la noi, că să mâncăm orice român mâncă un pește făcut la tavă. Rețetele sunt diferite de la una la alta. Eu zic că o să iasă ceva bun, adică ingrediente foarte, o rețetă simplă, ingrediente foarte naturale. Cred că o să iasă ceva bun și gustos. Pregătim ingredientele până... Una în alta, mai și usturoiul. Deci un crap, noi suntem în zona de munte, dar de ce nu? Și în zona de baltă se mănâncă mămăligă, să spunem, și pastramă. Da. Și... De obicei aveți preferință la pește? Da. Ce preferați? Crap. Și să fie proaspăt în general, să nu facă cine știe ce probleme. Și cum v-am zis, la cuptor, mai îmi place scrumbia făcută așa, tot cu puțin oțet, pun în loc de zahăr puțină miere și un pic de sare, o las acolo să se macereze și după aceea consumăm. De-a lungul timpului, având în vedere că ați participat la foarte multe spectacole, ați colindat și țara. Ați împrumutat de acolo rețete și obiceiuri?
Nu prea am avut timp, dar cum astăzi avem internetul și ne, cum să vă zic, citim, ne ajută, da, ne uităm și citim acolo și găsim tot felul de rețete, plus de asta am și carte de tot, bucate și tradiționale și din astea care se fac, de exemplu, pentru posturi, pentru, da. Deci luați de oriunde dacă este o idee bună. Spuneți-mi despre costum. Nu vreau să mă îndepărtez totuși de acest subiect pentru că ați spus că este foarte vechi. Câte costume aveți acasă? Nu știu să vă spun așa. Deci cred că am vreo 8. Așa, deci am mai multe perechi de șorțuri pentru că eu sunt din partea de jos a județului, deci la mine în comună se poartă șorțuri. Aici la dumneavoastră în câmpul se poartă fote, eu am și fotă și acea fotă o folosesc atunci când, de exemplu, am făcut parte dintr-un ansamblu de acolo de unde am venit eu și acolo fiind mai multe doamne, reprezentam dar Argeșul așa în general, cu fotă. Fotă, o pincuță, maramă, vestuță, da. Un sfat pentru fetele tinere care vor să poarte costum popular și câteva elemente la care ar trebui să țină seama. Păi să caute să fie cât mai tradițional, adică să fie cât mai vechi, cât mai original costumul. Bine că acum au ieșit tot felul de costume. Dar, de exemplu, dacă avem fete tinere care, la care le place cântecul și vor să meargă, de exemplu, în festivaluri, acolo să știți că numai costumul autentic este apreciat și, bineînțeles, că ridică valoarea interpretului. Deci trebuie să ținem cont că hainele ne ajută să transmitem mai departe tradiția. Eu când eram micuță nu aveam, dar atât de mult îmi doream și pe parcurs, așa cum v-am spus, mi-am făcut rost singură. Și arătați foarte bine, am spus asta, o repet, că chiar îmi place. Vă mulțumesc. Este aproape gata ceapa pe care trebuie să o punem în tigaie. Șeful taie mai repede, mă rog, eu să... Experiența aș spune cuvântul. Da, sigur că da. De aceea nu suntem noi bucătari, nu? De aceea noi suntem... Ne ocupăm cu altceva. Noi suntem doar gospodine. Da, gospodine. Acasă, mă rog, facem fiecare cum putem. Da. Fiecare cu meseria lui. Trebuie să învață încet, încet. Orice meserie trebuie să-ți placă, în primul rând. Și apropo de pește, mi-aduc aminte de când eram copil, pe toate conservele, scrie nicio masă fără pește. Aveam o flotă marină extraordinară, cred că a treia sau a patra din lume. Deci să mânca pește la fiecare... Eram obligați, înainte de 1989, eram obligați să avem pește la fiecare masă. Acum aproape că a devenit un lux. Bun. Vă las să spuneți mai departe ce avem de făcut. Deci dacă ceapa este gata, o punem la tigaie. Da, începem cu tigaie. Ulei de măsline, după care lăsăm foarte puțin și punem un pic de apă. Apoi pregătim ardeiul, tot așa tăiat în felse. Poate vreți să veniți aici la... Că știu că vreți să participați activ, nu doar să povestiți. Da. Și dacă vreți să folosiți talerul și să-l ajutați pe domnul, eu vă las cu drag. Da. Facem un ardei. Deci, cred că lăsăm puțin uleiul să se încălzească. Să mai punem un pic. Sunt destul de multe legume. Bun, am pus și apa la fier pentru mămăligă. Hai să adăugăm puțină sare în ea. Mămăliga nesărată. Așa. Să-mi se dea în fier și să punem puțin mălai. Cum spuneam la... Deci acolo ați pregătit pentru mămăligă, se pune apa la fiert, puțină sare. Puțină sare și puțin mălai să fie decât așa, să dea în fiert. Bun. La sfârșit punem și puțin ulei, după că... La mămăligă. Da, da, noi așa folosim. Bun, cu ceapa. Însă să se coacă. Să fie... Deci.
gustoasă să meargă cu pește. Și în general fac o pereche foarte bună peștele cu mămăliguță. Da, și mujdei de usture, din păcate eu nu pot folosi mujdeiul, dar pentru cei care servesc și sunt sănătoși și pot mânca, și pot mânca, da. Recomandă. Sigur că da. Usturoiul, cum știm, este ca un antibiotic, deci trebuie să-l folosim și sub alte forme. Adică, de exemplu, eu folosesc dimineața, îmi pregătesc 2-3 grăunți de usturoi tău, ca așa, și dau cu apă, ca pe un medicament. Asta pentru că îmi ridică imunitatea. Da. Faceți de mult acest lucru? Se simte? Da, se simte, pentru că aveam anumite afecțiuni și au fost rezolvate. Iată un sfat foarte, foarte bun și ar fi bine să-l urmăm. Da. Usturoiul este, într-adevăr, o porție generoasă de sănătate. Da. Am mai multe rețete, deci v-am spus, eu sunt în general, mai ales de când am avut problemele de sănătate și când credeam că gata, s-a terminat cu viața mea. Îi mulțumesc Dumnezeu că, uite, încă sunt aici, sunt aproape 15 ani de când s-a întâmplat acest lucru. Caut să folosesc, cât v-am zis, cât mai mult natural. Puteți să ne mai spuneți câteva? O să mai dau o rețetă, de exemplu, aveam o mare problemă cu digestia cu asta și am găsit o rețetă de miere cu scorțișoară, care în fiecare dimineață, dacă luăm câte o linguriță, bem un pahar mare de apă cu puțină lămâie, totul este ok. Adică să înțeleg cine are probleme la stomac? Da, 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 cu constipația în general, cu... Da. Deci miere, scorțișoară, da. Un pahar cu apă. Un pahar cu apă mare și să fie pusă și lămâie acolo. Lămâie. Da, și puțină miere se poate pune, dar în general să preferăm fără, adică eu prefer fără miere, pentru că mierea asta poate să ne ridice și glicemia și nu prea este bine. Pe să fim cumpătați. Da. Alte sfaturi pentru tinerele gospodine, atât în ceea ce privește anumite rețete, cât și sănătatea. Ce ne mai puteți spune? Din ce ați făcut dumneavoastră, că aveți experiență? Să încerce să învețe de la cei care sunt cu mai multă experiență, să asculte și să facă, să aibă voință să facă. De exemplu, vă spun, nora mea cea mare, când a venit la mine, a zis, doamnă, să știți că eu nu știu, deci nu era încă nora mea, eu nu știu să fac nimic. Și zic, bun, dacă nu știi să faci nimic, lasă că o să înveți, dacă ai bunăvoință. Zic, nici eu nu știam să fac când m-am căsătorit și am învățat să fac sarmale de la mama mea soacră. Așa, și ea de atunci, ori de câte ori venea în bucătărie, era cu ochii pe tot ce fac eu. Să deci, fure meserie. Da, să fure. Iar în ziua de astăzi chiar m-am trecut în... Da. Da. Ați fost un profesor bun. Da, iar ea cu foarte multă bunăvoință. Totul se învață. Adăugăm... Pe cardei, nu? Următorul pas. Numai cine nu vrea, nu face. Domnul deci, vă cere părerea. Mai departe... Da, ardeiul, da. A spus și puțină apă, da? Da, imediat. Am zis așa, apă, îl punem și usturoiul. Usturoiul am făcut? Da, da, e făcut. Acum da. Îl pune și pe el. Trebuie să-l tocăm puțin usturoiul. Puțină apă. Imediat. Asta. Carnețelul de bucate ne salvează de fiecare dată. Păi, mi-am scris totuși pentru că așa e mai bine, că de emoții și de asta puteam să uit. Și fiind multe rețete, e bine să le avem scrise. Da, da. Și bunica mea avea un carnețel cu rețete și l-am păstrat. Rețeta foarte bine. Eu acasă am niște dosare, ca să vă spun, dosare și cu cântece și cu rețete de tot felul. Da, sunt folositoare, mai ales că veți lăsa ceva în urmă. Atât cântecul, dar și obiceiurile dumneavoastră. Sper să fie așa. Cu siguranță, cel puțin cântecele vor rămâne clar și carnețelele vor ajunge. Știți, am o nepoțică ce înseamnă și ca figură și ca talent, nu vă mai spun, e foarte, foarte talentată. Și nu veniți cu ea pe la noi? Deocamdată este prea micuță, nu știu dacă... Câți ani are? Va face 7 ani anul acesta. Noi o așteptăm. Este la cursuri de dans, au făcut și ceva vocal, cântă foarte frumos, bine, dar nu așa... E vocea în lucru. Da, sigur că da. Domnul Ghinea spune dacă pune și usturoiul, să-l urmărim. Deci punem ardeiul și după aceea punem usturoiul. Așa, am pus ardeiul, da? Lăsăm un pic să se facă acolo. Savoare. Da. Deci ceapa gata, punem și usturoiul. Deci apa aproape s-a făcut. Cât de cât. Se fac foarte repede pentru că sunt crude. Da, da. Punem usturoiul, lăsăm cam un minut. Mă rog, trebuie oricum intră și la cuptor, dar trebuie puțin mai mult să se calească. Da, da, da.
Așa, să pregătim și roșiile acum, pentru că urmează roșiile. Urmează roșiile. Roșiile sunt spălate, le îndepărtăm codițele. Așa, de că le tăiem felii, cred că, sau? Le tăiem bucăți, sau bucăți, feriate. Hai să le tăiem tot feriate, pentru că am tăiat totul feriat. Scoatem aici și acest cotoraș. Eu, problema mea e cuțitul. Dacă cuțitul nu este bun, eu nu mă simt bine. Trebuie să fie foarte ascuțit. Aici ar trebui să-l întrebăm pe domnul Ghinea cum trebuie să fie un cuțit în bucătărie. Cuțit, mai mare sau mai mic? Într-adevăr, depinde. Nu cred că trebuie foarte mare. Nu trebuie foarte mare nici eu. Deci eu acasă la fel am un cuțit exact ca ăsta. Da. Și totdeauna mi le ascult. Singură mi le ascult. Important este să taie bine. Da. Da. Dacă nu taie, uite, ne echinim. Putem codița. La cel mai asta și pe asta. Așa. Probabil că acela e mult mai ascuțit decât de... Da. E frică de mânuitor sau obișnuit. Bun, sunt făcute și roșiile. Cred că mai amestecăm puțin. Deci acum trebuie să punem și paharul cu vin. Înainte să punem roșii, le punem și vinul. Da, înainte de a pune roșii, le punem vinul și îl lăsăm acolo câteva minute, după care punem roșiile. Cred că o să iasă o rețetă. Ne ocupăm și de pătrunjel între timp. Și acesta trebuie tocat. Da. Aș vrea să vă mai spun ceva. Eu nu știu cum face altă lume, dar eu folosesc și codițele. Iar codițele le toc foarte mărunt și le pun în timp ce legumele sunt pe foc. Și la sfârșit de tot pun și frunzulițele. Nu știu ce vor face. Cum? Sunt la dispoziția noastră. Într-adevăr, este și foarte sănătos pătrunjelul. Așa. Pentru cine nu știe, chiar este recomandat să se consume, să se pună și în salată. Da. Fac așa. Îmi tai întâi astea. Și ca să prindem timp, le tăiem așa și le facem mai mici, ca să le facem pe toate odată. Adică să prindem timp. Plus că se vor găti și cu siguranță nu se vor simți prea tare. Da. Doar aroma o simți. Da. Pătrunjelul știți că este foarte bun și pentru rinic, de exemplu, pentru tensiune, pentru circulație, pentru mai multe... De fapt, toate sunt bune. Și mărarul și... Da, și ceaiul și... Nu le folosim doar pentru decor, ci pentru că, într-adevăr, sunt bune. Da, toate. Eu am și o carte de plante și mă inspir după ea pentru tot felul de diagnostice. Ce plante mai folosiți? Păi, în general, având în vedere că eu, mă rog, cu ficalțelul un pic acolo, gălbenele, coada șoricelului, coada calului, ce mai avem acolo... Cimbru și busuioc, de exemplu, dacă am probleme cu tusea, îmi fac ceai de cimbru, busuioc, cătină și după aceea la sfârșit punem multă lămâie. Așa, sunt mult. Toate plantele sunt bune. Ar trebui să revenim. Ca eu nu am știut, până am mers într-un pelerinaj în anii trecuți, continuați dumneavoastră, vă rog frumos. Așa, deci drăgaica este foarte bună atunci când ești răcit. Este bună și pentru temperatură, deci faci o infuzie. Face ceai. Da, asta se știe, știe fiecare, că fierbem întâi apa în clocot, punem floricelele, lăsăm nu mai mult de 15 minute, așa am citit acolo. Deci tot ce e mai mult de 15 minute nu prea este bun. În ultima vreme nu prea se mai folosesc leacurile băbești, așa cum spuneam noi. În ultima vreme, pentru cine nu vrea și pentru cine nu... Eu, fiind, v-am spus, trecând prin multe probleme în viața aceasta, am văzut că multe medicamente mi-au făcut chiar rău, deci am luat un medicament pentru un diagnostic și m-am îmbolnăvit de altceva și atunci, intrând în poziția acelei cărți care o am acasă și mai nou am și o altă persoană care mă ajută, un prieten, căruia îi mulțumesc foarte mult. Cum să spun, deci caut să folosesc cât mai des ceaiul și alte metode din acestea
am zis. Renunțăm la medicamente și ne îndreptăm către ce ne oferă natura. Asta, multă mișcare. Să știți că eu fac mult sport. De fapt, ce să vă zic, când aveam 14 ani, eu am dat examen aici în Câmpul Lung la școala sportivă, dar pentru că aveam probleme cu acesta, cu ficățelul, nu m-a lăsat medicul să continui să merg mai departe. Și atunci a rămas doar muzica și, bineînțeles, serviciu și ce am avut în viață. La asta mă gândeam, poate am fi avut lângă noi acum o sportivă, nu o cântăreață, nu o interpretă. Dacă mă vedeți pe stradă cum merg, să știți că nu vă țineți de mine. Se vede după constituția pe care o aveți că nu sunteți sedentar. Da. Bineînțeles că și toate le fac, să le fac pe toate repede, să fie toate puse la punct. Numai și... la cântec sunteți cu răbdare. Poate și la cântec. Și la cântec sunteți grăbită, nu cred. Eu s-a v-am auzit mai multe cântece, da. Asta, da. Dar am văzut că redați totul cu atâta căldură și răbdare încât sigur acolo nu vă grăbiți. O întrebare că din partea mea pentru noastră, moșteniți cântecul sau? Moștenesc doar voce. Voce. Vocea tatălui meu, care, deci dânsul a avut voce, maica mea era... Nu a avut voce, iar dânsul, când eu eram micuță, mi-a dat prima dată impulsul acesta pentru cântat. Undeva? Nu cânta nicăieri, ne cânta nou în casă și pe mine apoi, mergând la școală, profesorii m-au descoperit și m-au trimis să fac școală și să mă perfecționez și apoi am mers, cum a zis doamna Monica, la multe festivaluri, am reprezentat județul. Asta până m-am angajat unde am lucrat eu, timp de 35 de ani. Așa. Și, bineînțeles, și în acest timp lucru a fost lucru, iar cântecul a fost pe lângă. Deci pasiunea a rămas pasiune. Am făcut parte dintr-un ansamblu acolo unde am lucrat. A fost un mare ansamblu cu care am mers în multe turnee în afară și la multe... Din ce ansamblu? Puteți să-l spuneți? Ansamblul de cântece și dansuri Dacia. Deci pentru că acolo eu am lucrat. Da. Apoi când am ieșit la pensie, m-am ocupat de un alt ansamblu cu doamne care sunt la pensie de la Asociația de Pensionari Viață Lungă din Mioveni. Deci acolo am avut folclor, am făcut și cântece patriotice și religioase, deci plus dansuri. Iar mai nou sunt, cum să vă spun, fac parte dintr-un cenaclu, unde acolo sunt doar ca interpretă și am pe lângă mine poeți, poete și suntem la început. Domnii care au organizat și au înființat acest cenaclu vor să aducă și alte talente, adică să descoperim copii tineri care vor să... Să lăsați? Da, și să predăm și noi mai departe ceea ce știm. Eu abia aștept, vă spun, chiar și aici în Câmpul Lung, dacă va fi cum să vă zic, dacă voi avea, eu am posibilitate de să fac, dacă voi găsi, să înființăm un grup, să facem ceva pe plan cultural. Sigur veți fi primită și noi avem aici Clubul Pensionarilor și cu siguranță... interpretă, dacă lumea mă dorește, voi fi prezentă în orice împrejurare. Ce facem mai departe? Mai departe. Păi mai departe, deci dacă totul este gata... Da. Am pus punem roșiile. Punem roșiile. Ne-am luat cu vorba și am pierdut. Domnul Ghinea, țineți-ne aici pe rețetă. Deci după ce punem roșiile, le lăsăm acolo să se mai facă și ele puțin. Apoi punem și... Mai punem puțin din pătrunjel. Punem doar o parte din pătrunjel. Din pătrunjel, că pe urmă să punem și la final, da. Exact așa am scris și aici. Așa ne spune rețeta. Da. Și eu, ca să vă spun, deci având în vedere că am mai înaintat în vârstă, mă mai uit și pe care, chiar uităm. Dacă le știu, trebuie să mă mai uit și pe care. Adăugăm puțin sare, piper și păi trebuia, da, și sare și piper și foaie de dafin, da. Și foaie de dafin, da. Să vedem. Avem piper. Eu acasă nu pun foarte mult pentru că nu prea am voie să mănânc așa piperat, dar puțină aici sare. Punem, da, puțină sare și puțină sare la fel, puțină sare. Fiecare își poate adăuga în farfurie. Da, poate să-și adauge, da. Așa. Să moaie și roșiile imediat și cred că... După aceea punem peștele deasupra.
Se așează tot într-o tigaie, se pune peștele? Se pune într-o tavă sau într-o tigaie, dar punem peștele, o să punem puțin lichid din ce s-a lăsat acolo, din ceapă și din ardei peste pește. Îl punem la cuptor. Eu acasă îi pun o foie, nu știu aici cum vom face. Aici este un cuptor foarte bun și cu siguranță se va face repede. Hai să adăugăm și mălaiul. Mălaiul, da. Între timp. Să luăm un tel. Mă lăsați pe mine să fac? Mă mălică, gata, cum să mă? Așa puțin. Haideți. Puțin, ia, să vedem. Puțin câte puțin. Mai ridic mâinile puțin. Da, da. Punem una. Să știți că mi este foarte drag să fac și mămăligă, având în vedere că la toată familia copiilor și nepoților le place și este și mai sănătoasă decât alte, cum să vă spun, găluri de pâine care... Pâinea, mai ales pâinea albă. Eu folosesc pâine neagră. E mai sănătos. Cu tărâțe, cu... Asta e un mălai cumpărat la sac. Da, e mai bun. Este mult mai bun decât cel... Da. Cel de la moară, care ieșea, avea o culoare mai negră, așa, și parcă cocenul, de la cocenul ăla rămânea. Da. Când eram mică, să știți că mergeam și la... Deci, la moară, cu porumbul. Înainte de a ajunge la moară, trebuia întâi să săpăm porumbul, să-l semănăm, să-l săpăm. Îmi plăcea să culeg porumbul, asta până când am plecat la servici. Eram la școală. Da. Ok, mai punem puțin? Hai să mai punem o ceașcă. Unde sunt aici? Încă una? Păi eu știu, să nu iasă foarte tare. Eu o lăsăm. Da. O să fie albă și o să se întărească. O lăsăm așa. Se simte că începe să se întărească. Ne ocupăm de legume între timp, să adăugăm și pătrunjelul și foile de dafin. Da. După care v-am zis, mai când da, mai lăsăm puțin, mai amestecăm, mai. Să punem aici, unde să mălaie. Aici, e acolo. Hai să punem puțin pătrunjel, am zis. Da. Piper a spus... Da, da, am pus are și piper. Așa, și aici. Foaie de dafin, așa, un pic. Dafin, câteva. Da. Așa. Bun, cred că e, s-a apropie. Încă am gata. Legumele s-au spuneați lăsat. Mai devreme că ați vrea să vă și cânt. Deci eu aș vrea să vă cânt, pentru că, așa cum am zis mai devreme, tatăl meu mi-a... cântat prima dată și mi-a dat acest impuls. Dânsul îmi cânta Câte sfete ardelene. E un cântec, deci nu e din zona noastră, dar și mie îmi place și cred că și la telespectator. Înainte de asta, doar să lăsăm pe domnul Chinea să pună peștele la cuptor. Da. Cât timp stă peștele la cuptor, noi putem să cântăm. Hai să adăugăm și sosul. Să adăugăm și sosul și, așa cum v-am spus, după ce punem peștele, punem și puțină zeamă peste el ca să ține zeamă se pătrundă așa. De lămâie. Așa. Se omogenizează, se face o garnitură, să zicem, la el, un sos care o să iasă nemaipomenit, zic eu. Bun. Așa, pregătim tava. Deci roșiile, sosul este gata, da. Punem sosul pe fundul tăvii. Așa. Facem ca un pat, ca un pat. Așa de legume, ca să un zicem, pat da. De legume. Da. Așa. Luăm
scoatem legumele, oprim puțină zeamă, să o adăugăm deasupra. Peste, peste, da. Bun. Cuptorul este încins. Așa, cuptorul este încins, punem da? Peștele. Așa, să adăugăm peștele, să-l luăm. Oh, ce bine arată. Cum arată, doamnă? Oh, foarte bine. Foarte bine și miroase foarte bine. Nu se face deja pofta. Da. Așa. Acoperim cu sos. Da. Și îl punem la cuptor. Îl lăsăm la cuptor, da. Da. Cunoașteți cuptorul. A luat nemai pomenit. Gata. Și acum îl lăsăm să se facă, timp în care... Și mai amestecăm în mămăligă. Am pus peștele la cuptor, mămăliguța astăzi ia pe foc să fie aproape gata. Dumneavoastră spuneați că o să ne cântați ceva în acest timp. Da, o să vă cânt o strofă din melodia ce m-a învățat tatăl meu când eram micuță. Adică la vreo 3 ani cam așa, de când am început să cânt. Oh, e o melodie veche. Da, de la grădiniță. Câte-s fete ardelene, toate-s mândre la sprâncene, câte-s fete ardelene, toate-s mândre la sprâncene. Numai una în satul meu e așa cum o vrea eu, măi, numai una în satul meu e așa cum o vreau eu, măi. Are mersul legănat, legănat și alintat, are mersul legănat, legănat și alintat, mersul și mărgelele, e cerul cu stelele, măi, mersul și mărgelele, e cerul cu stelele, măi. Minunat, ce spuneți, domnule? Foarte frumos. Eu, melodiile astea, când sunt vechi și toate melodiile din popor, sunt făcute după experiențele trăite de oamenii dinainte și chiar și proverbele și melodiile și felul în care cuvintele, în primul rând, sunt întâmplări pur și simplu din viața reală a oamenilor de atunci. Dinainte. Da, să știți că eu în cursul vieții mele, deci cât am fost pe unde am fost, pentru că nu numai pe scenă am cântat și altfel de evenimente, am căutat să am în repertoriu cât mai mult de melodii vechi, de valoare și bineînțeles că acolo unde eram erau numai oameni care le plăcea acest lucru, adică profesori, preoți, oameni care apreciau acest... Aveam, asta era cultura noastră și felul... Acum ce să spun? Să vă spun o întâmplare care am trăit de mine. Eram în Anglia, lucram pe un camion și am intrat cineva într-un set, chiar să... Nu știu, poate să știe cineva, stadionul de rugby în Twickenham, în Londra. Și intram, lucram la el și am intrat, era un trafic marșal, e un indian, era un om care ne spunea care unde să intre, unde să scarce. Și s-a urcat în mașină, era frig, vino, urcă-te cu mine că era frig afară până să așteptam să scarcă. Și am dat drumul la castofon, era o melodie, o manea. Și eu am dat-o tare și uite, ăla a început să fredoneze indianul, melodia aia, cu niște cuvinte indiene. Și ăla zice, uite, e melodia noastră. Nu, mă, e a noastră. Cum nu? Ăla zicea, băi, melodia. Ăla fredona melodia aia și cuvintele. Vezi ce se întâmplă acum? Da, noi am tot copiat. Multe... Tot ce e acum, muzica comercială, sunt e copiată, venită din afară, schimbă cuvintele că e împrumutată. E, o melodie pe care ne-a cântat-o ceea cine știe, care ai trăit atunci, nu prea umblam. Erau turcii care veneau atunci la noi, dar nu se... Nu copiam muzica chiar. Erau cumva câțiva țigani la scripcă care cântau sau... Câțiva lăutari erau, dar nu, acum toată muzica e copiată și e comercială. Oricum, ce vreau să vă mai spun eu este faptul că atunci când am fost în turnee, de exemplu în Belgia, în Turcia, pe unde am mai fost, Ungaria, Italia, deci noi mergeam unde erau și foarte mulți români, iar cântecele noastre, că toate erau tradiționale și din folclorul nostru autentic, foarte apreciate erau și se țineau după noi la fiecare spectacol. Plus că veneau cu cadouri, cu flori, cu de toate. Bucurau, da, se bucurau că cineva foarte le cântă, da, în limba lor. Exemplu, în 90 am fost plecată în Belgia, am stat acolo o lună de zile, eram foarte tânără, aveam părul foarte lung, acum, mă rog, e părul mai scurt, de aceea îl țin și așa strâns, dar vreau să-l las din nou să crească. Așa, era acolo o doamnă impresar care vrea să mă oprească acolo. Pentru că atât de mult îi plăcea să îi cânt, în fiecare zi cântam
mocelițe cu trifoi și mă duc să trăi la Olt. Deci, da. Da, sigur că da, cu mare plăcere. Mociriță cu trifoi, măi, mociriță cu trifoi, mor cerut la maica doi, măi, unul miercuri și altul joi. Hei, topuiule de cuc, măi, hei, topuiule de cuc, după care să mă duc, măi, după care să mă duc, după cer frumos m-aș duce, după cer frumos m-aș duce, că are gurița dulce, că are gurița dulce, după cel frumos aș mere, că are gura de miere. Doamne, ce voce minunată aveți, felicitări! Da. Aș asculta tot timpul. Da, dacă mai este timp și pentru celălalt, o strofă, cum ziceți dumneavoastră? Cu mare plăcere! Mădusăi, păi mădusăi să trec la Olt. Mădusăi, păi mădusăi să trec la Olt. Cu-a mea, cu-a mea, cu-a mea mândră cu tot. Lai la 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 la. Cu-a mea, cu-a mea, cu-a mea mândră cu tot. La 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 la. Dar podariul, dar podariul cer un slot. Dar podariul, dar podariul cer un slot. Și pe-a mea, și pe-a mea, și pe-a mea mândră cu tot. Și la 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 la. Și pe-a mea, și pe-a mea, și pe-a mea mândră cu tot. Și la 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 la. Păi dar de cât, păi dar de cât să-i dau un slot. Păi dar de cât, păi dar de cât să-i dau un slot. Mai bine, mai bine, mai bine trec Oltul not. Și la 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 la. Mai bine, mai bine, mai bine trec Oltul not. Și la 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 la. Da, chiar piese vechi și valoroase. Emoționant. Sunt mulțumim. Mai multe strofe, sunt așa, deci am încercat să fac... Că bine vi spunem da. Telespectatori da. În timp ce gătim. Sper. A trecut și timpul, am stat la povești, ne-ați cântat și timpul trece repede. Da. Mămăliguța este gata, domnul Ghinea? Mămăliguța este gata. Ne pregătim puțin. Să oprim peștele, cred că și acela o să ne uităm imediat. Chiar a început să se facă un pic să se scoacă. Da? Așa? Bun, să scoatem peștele. Hai să-l vedem cum arată. Oh, nu-i mai pomenit. Ia să vedem. Oh. Chiar arată bine. Foarte bine arată. Oh. Acum trebuie să punem puțin pătrunjel și niște zeamă de la mâie peste. Imediat punem. Să luăm. Așa. Da. Punem pătrunjelul. Mă duc eu să-l ajut pe șef. Da, vă rog. Așa, puneți în asta și hai să tai-o sau o stoarcem la mâia, cred că. Da, o stoarcem. Să punem și pe aici peste sos. Ca să vă spun, sincer, eu acasă pun mai multă verdeață, deci v-am zis că cu cât e mai multă verdeață, cu atât este mai bine. O scuturăm și pe asta, că e păcat să... Da. Ia să vedem. Gata și mămăliguța. Ia uite ce mămăligă frumoasă. Să-l ajutăm pe domnul? Ia. Vă rog. Da.
Gata, și mâniguța. Aici. O facem ca pe crema de tort. Să se mai răcorească puțin. Da, da, da. Bun, să pregătim farfurile acum. Arată nemaipomenit și miroase. Ia. Să pregătim farfurile. Să punem farfurii. Bun. Hai să încercăm să atingem. Cred că o paletă cu care să luăm. Da. Uite. Să punem porții. Cred că merge. Lăsăm pe domnul Ghinea pentru că totul este fierbinte, dar putem să mergem aproape de dânsul să vedem exact, să supraveghem. Da. Vă rog. Ia uite-ți ce trebuie să supraveghem atent ceea ce faceți, să știți, suntem cu ochii pe dumneavoastră, având în vedere că arată atât de bine și este atât de bun, cu siguranță nu vrem să ratăm. Ne-ai mai pomenit. Nevoie de ajutor să ne spuneți? Da, o să tai eu aici niște feliuțe de lămâie să punem și deasupra așa. Da? Ia să vă dau un cuțit de aici. Cuțit și un funduleț, așa niște feliuțe subțiri. Să punem și legume acum. Feliuțele nu prea mă pricep. Da, adică acasă facem, dar nu ca la restaurant, așa. Așa. Să punem puțină. Ia să iau de aici o lingură. Așa. Punem aici puțin pătrunjel. Da. Tot spuneați că vreți mai multă verdeață, iată. Da, 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 da. Vă respectă dorința. S-a împlinit dorința, da. Vă mulțumesc frumos. Așa. Bun, și să punem și mămăligă. Impecabil. Impecabil. Curată. Ca la restaurant. Sigur că da. Și acasă facem la fel. Deci când avem platouri unde le așezăm așa cu mare grijă. Să nu dăm partenerului, dacă gătim pentru partener, motiv de ceartă. Să găsim și cât de bun ar fi. Haideți să ne dăm aproape să simțim și să vedem mai bine ce am făcut. Și dăm la o parte. Și cum să știi vinul alb care merge sau un roze la... o porție de pește. Și un pahar de vin. Da, și un pahar de vin. Spuneați dumneavoastră că nu obișnuiți, dar este bine. Și mi-a fost recomandat de doctor ca măcar așa, din când în când, să mai bea câte puțin vin. Da. Da. Așadar, astăzi v-am prezentat o rețetă. Este vorba despre pește cu legume. O rețetă
pe care cu drag de pește se numește. De pește, pe care cu drag va prezenta-o doamna Flori Caftaliu. Bineînțeles, mâna dreaptă fiind Mihai Ghine. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi și că ați avut bunăvoința să ne prezentați o rețetă pe care o faceți acasă cu drag. Domnul Ghinea, vă mulțumim pentru găzduire și pentru ajutor mai ales, pentru că ne-ați pus la dispoziție tot ceea ce ne trebuie pentru această rețetă. Nu ne rămâne decât să închinăm în cinstea telespectatorilor noștri și să le dorim poftă bună! Poftă bună!